Aici este o confuzie importantă pe care o facem mai ales la început. Eu am făcut-o. Credem că meditația este o tehnică de relaxare. Nu, nu. Tehnica de relaxare, maestrul meu spunea, dacă vrei să te relaxezi, mai bine du-te și culcă-te. Cere mai puțin efort și este clar mai eficient decât meditația. Pentru că meditația cere un efort. Un efort să menții atenția pe obiectul meditației. Când te duci la somn, nu e așa. Pur și simplu, cazi în pat acolo, cazi în uitare și te-ai odihnit. Dar meditația, în esența ei, este o tehnică de autocunoaștere. Rolul ei este să întoarcă atenția de la exterior către interior. Să întoarcă atenția, de fapt, asupra atenției la un moment dat și în modul acesta să ne cunoaștem pe noi înșine. Cunoscându-ne pe noi înșine, începem să cunoaștem adevărul despre cine suntem noi și, evident, despre cine sunt ceilalți, pentru că și ei sunt ca și noi. Și astfel răsare în noi înțelepciune, adevărata înțelepciune. Acesta este rolul meditației și oricine începe să practice meditația n-ar trebui să se oprească la partea de relaxare. Partea de relaxare este necesară începutului meditației. Pentru a putea medita e necesar să ne relaxăm. De aceea meditația nu este relaxare. Relaxarea este o parte preliminară meditației. E adevărat că la început primul efect pe care îl vom resimți meditând este relaxarea. Tocmai de aceea am spus că avem nevoie de un instructor. Să nu credem că relaxarea este și obiectivul final al meditației, să ne oprim acolo, cum am făcut eu timp de 3 ani, meditând aceeași meditație, rămânând la aceeași, cumva aceeași meditație, la același efect de relaxare. Eram mulțumit, mă relaxam un pic, mai mergeam chiar și când mă deplasam cu mașina pe distanțe lungi, mă simțeam obosit, mă opream, iar mă mai relaxam un pic, puteam să conduc din nou. Da, reușeam să obțin relaxarea în acest mod, dar e un obiectiv nu doar intermediar, e un obiectiv de început al meditației. E păcat să folosim meditația, să alocăm timp meditației și să rămânem la această primă bornă kilometrică. E ca și cum am plecat la Cluj, ieșim din București, scrie Cluj, nu știu, să zicem 650 de kilometri, vedem borna 649 de kilometri și ne oprim acolo și stăm acolo și stăm acolo și stăm acolo. Nu, nu, meditația este vehiculul în care ne aflăm, este menit să ne ducă la Cluj. Meditația pe care noi o folosim e capabilă să ne ducă la controlul asupra minții, deci să depășim prima bornă, primul efect care este relaxarea.